Și Petru i-a zis, Doamne, bine ar fi să fim aici și să facem trei colibe. Simbolul acestor trei colibe este tocmai simbolul încercării de a arăta și de a demonstra în Sfintele Scripturi că omul, și atunci când are vederi dumnezeiești, ele sunt limitate, sunt imperceptibile total, sunt neînțelese în mare parte, sau tâlcuite după mintea mărginită, nu după înțelepciunea nemărginită, a sensului cu care Dumnezeu ne-o arată. Și să luăm exemplu. 1. Ce observăm noi pe tabor? Că lumina vine din interiorul lui Hristos și umple muntele. Nu vine din afară. Deci pe cine aveam pe tabor? Tot tronul Sfintei Treimi. Toată dumnezeirea. Deși Fiul era în chip uman pe tabor, în momentul în care are loc arătare, acolo e toată Sfânta Treime. Eu și Tatăl una suntem. De aceea s-aude. Din nor s-aude. Nu spune că s-aude de nu știu unii. Din nor, din lumina, din toată acea imagine nemărginită s-aude așa. Eu, acesta e Fiul meu iubit. Pe El să-L ascultați. De ce le spune pe El să-L ascultați? Deși știa Dumnezeu că ei vor cere cele trei colibe, să n-aveți impresia că nu știa, le cere ascultarea sub ce formă? Voi n-aveți cum să înțelegeți restaurarea lumii, că nu e în puterea voastră. Eu știu cum se restaurează lumea ca Dumnezeu. Eu știu de ce a căzut omul și eu știu cum trebuie să-l ridic. Eu știu de unde vine căderea și unde trebuie să o opresc. Și ce avem? Avem viziunea îngustă a omului care a văzut taborul, liniștea, Duhul Sfânt, lumina, muntele, norul, lumina, Moise, Ilie. Doamne, aici stăm. Așa face și cel care are o viziune sau o răpire. Și-ar dori să o trăiască aceea toată viața. Nu e a lui. Aia este sclipirea de moment a Harului care te face să prinzi dor de Dumnezeu și să încerci să urci și mai sus și să vezi altceva. Și iată-i cum au văzut ei. Ei au văzut la nivel de colibă și de o liniște aparentă unde stăm perfect. Ce facem? Ne culcăm și ne uităm la Hristos cum ne povestește. Simplu ca bună ziua. Lasă-l să vorbească până să plictisești, doar de asta e Dumnezeu. Aici nu o să ne mai fie foame, că a venit o liniște de plină, a venit o pace de plină, a venit o dulceață de plină, a venit o împlinire de plină. Păi da, omul duhovnicesc nu simte nici foamea, nici setea, nici afectele acestea pământești. Vă aduceți aminte din cartea lui Ioanichie Bălan, Arhimandritul Sihăstriei, care a scris Patericul românesc și Convorbirile când vorbește de Ioan Pusnicul din Munții Sihlei, când îl găsește Teodul Varzare, îi spune, zice, ce să-ți aduc? Hârtie și cerneală. Atât. Păi da, ceva hrană. Cu darul lui Dumnezeu eu mă hrănesc. N-a înțeles termenul explicativ al frazei. Și i-a adus pe smeți fructe uscate, ce, mă rog, o fi pus de acolo, de la mănăstire. Dar el și-a luat hârtia și cerneala și celelalte le-a lăsat în seama poate altor pusnici sau cui o fi. Pentru că pentru cei înaintați în lucrare, posturile acestea pe care le facem noi, de începând de la mâncare, până la semințe și până la etc., cele mai aspre posturi, ele au și două stări care depășesc limita firii, adică hrănirea cu Sfintele Taine, când trăiești cu Sfânta Împărtășanie. Dacă v-ați duce prin Arhondarii cu Sihăstrie, mi-amintesc, era o poză alb negru a unui părinte care era într-o a doua zecea zi de post fără să mănânce sau să guste apă. Și l-arăta cum stă pe un scaun și se roagă. Foarte interesantă, nu știu cine era părintele, dar imaginea acelei fotografii în Arhondarii cu mănăstirii, acolo la protocol cum intrai pe sub trapeză, o am în minte. Deci sunt oameni care nu trăiesc neapărat numai din pântece, ci trăiesc și din har. Iar a doua treaptă și mai înaltă este mana dumnezeiască, care noi nu știm nici cum să dă, nici cum să ia, nici cum să primește,
Dar o avem explicată cumva în viața, în scrierea Sfântului Serapion la viața Sfântului Marcu din Francesc, care vine și spune: frate, pune masa și o mână nevăzută, pune două bucăți de pâine caldă din cer, două pahare de vin și în loc de un peștișor, doi pești, că era și Serapion la masă. Deci, aș vrea ca vreunul din creștinii noștri sau vreunul din trăitorii noștri ortodoxi să aibă această putere să zică: frate, pune masa. E mare taină. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că în momentul în care ajungi la această stare înaltă, deja treci de la pătimire la nepătimire. Și Marcu Franciscanu spune lucrul ăsta: 30 de ani m-au chinuit dracii și am băut apă din mare și am mâncat pământ neavând ce să mănânc și Dumnezeu le făcea în gura mea rană. Bine, tot probabil din porunca lui Dumnezeu primise să guste. Dar acum mă hrănesc din cer cu darul lui Dumnezeu. Deci primea mâncare cerească. Sigur, în mințile moderne sau pline de facultăți poate suna capra cu trei iezi, dar dacă deschideți agiografiile, este plin. Sfântul Ermolae, când era copil și era paraclisier, îl fugăreau de la bucătărie și lua mâncare de la Mântuitorul. Și tu ești mic, și ai mămică, dă-mi și mie ceva, că eu n-am mamă. Și îi da pâine caldă din icoană. Nu știm cum, o schimbare la față neperceptibilă minții noastre. Dar știm, în schimb, un lucru, că e posibil. De ce v-am dus în punctul ăsta? Ca să vedeți că taborul, de fapt, este o preînchipuire a Sinaiului și a Ierusalimului Ceresc. Ceea ce s-a petrecut cu Moise pe Sinai, s-a petrecut cu cei trei apostoli pe tabor. Și de ce a apărut Aman, Moise și Ilie? Ca să se vadă cele spuse despre dânsul în profeți și în psalmi și le-a tâlcuit lor scripturile începând de la Moise și până la toți profeții și psalmii până la el. Deci vedeți ce frumos, vedeți ce frumos vine Luca și consemnă dialogul de pe drumul Emausului. Era legat numai de cele din scripturi, de la Moise, de la profeți și din psalmi, tot. Adică din Pentateuch, toată cartea Vechiului Testament, și din ce? Și din profeți care vorbeau de Hristos, de psalmii care vorbeau de Hristos. V-am amintit acest lucru ca să înțelegeți că mai departe în Evanghelie scrie un verset care nu mi-a scăpat, dar n-am fost atent la el. Vorbind el încă acolo, un nor luminos i-a umbrit și iată glas din nor s-a auzit. De asta am clarificat. Nu din cer, ci din nor. Și auzindu-ce nici au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Asta era fraza care eu căutam și nu mi-o duceam aminte. Și auzindu-ce nici au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Ce deducem de aici? Că omul care n-a plinit lucrarea duhovnicească, dacă vede un înger, să sperie. Dacă aude glas din cer, să sperie. E și proverbul ăla: părinte, aud voci, fugi la borza. Deci rapid iei pastile. Deci, aceste glasuri din cer, autorizate de lucrarea Duhului Sfânt, în viziunea descoperirii lucrurilor minunate, sunt cuantificate în Evanghelia de azi într-o expresie, arătând ucenicilor săi slava sa pe cât li se putea. Adică ce deducem de aici? Că niciodată nu o să fim în măsură să înțelegem toată slava lui Dumnezeu. Atât cât ne este îngăduit. La unii nu e îngăduit nimic. La unii e îngăduit o fărâmă, la unii două, la alții cât un bob de muștar, credința, care ar putea muta un munte și în cele din urmă spune acolo: mare credința ta, femeie, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Deci până la izgonirea de demon. Celor ce vor urma mie, acestea le vor urma. Ce frumos! Și Iisus s-a apropiat de ei și atingându-i le-a zis: sculați-vă și nu vă temeți. Ce interesant! Și că sculați-vă și nu vă temeți. Ce făceau apostolii? Din extaz și uimirea care au văzut taborul, ei de fapt au adormit pământește. N-au mai fost în măsură. Era și o istorioară. Se spune că o sfântă
trăgea noaptea dracu clopotul și îi tulbura programul, ea era paraclisieră și a luat crucea și a luat psaltirea. Când a venit dracu să tragă clopotul, a legat cu crucea și a spus nimic. Nu-ți cer un singur lucru. Să-mi cânți o cântare din cer, așa cum cântai când erai înger luminat, nu întunecat. Și satana i-a spus, asta nu o pot face. Păi te leg să te ardă crucea lui Hristos, să o poți face. Și când îi făcea asupra lui semnul crucii, că el era legat și nu mai putea fugi, de ciudă, i-a spus satana, cânt, dar e un lucru, te rog, să spui celor din obște, să pună fața la pământ, să închidă ochii, să-și bage degetele în urechi, eu mă sui la cerul al treilea și cânt. Și îți promit că voi cânta. Dar dacă cânt aici pe pământ, muriți toți. Și s-a suit îngerul la cerul al treilea și când a cântat Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi, deodată s-au lăsat toți copacii și iarba și s-au umplut de roși, de o mireasmă, încât toată mănăstirea, trei zile, toți au stat ca adormiți. Deci, asta este lucrarea extazului și a uimirii. Aici, încă o dată, accentuez și iarăși e vechea mea problemă care întotdeauna vreau să o punctez. Nu mai alergați după înainte văzători de duhuri și de fluturi. Viziunea nu se spune, nu se laudă, nu se trâmbiță. Viziunea nu se descoperă, nu se destăinuiește, aceasta se vorbește în mare taină cu duhovnicul sau în mare descoperire, dacă ai să o spui, pentru că ți se spune, așa spune Hristos, să taci, să nu spui nimănui nimic. Deci sub nicio formă nu spui indicator, poftim la vizionarul. Deci trebuie să fim foarte atenți. Și le-a spus, sculați-vă și nu vă temeți. Unde să te scoli? Să te scoli la o lucrare mai înaltă. Teama despre care vorbește Hristos nu era teama de moment, că ei vreau trei colibe. Era teama ce urma să-i stăpânească după ce a venit tot calvarul învierii și al crucii și s-au împrăștiat toți ca potârnichile și au fugit de frica iudeilor și stăteau ascunși. Ăla-i calvarul. Aia le prevestea Hristos. Și uite ce frumos să termine Evanghelia. Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni. Deci ce deduc eu de aici? Că viziunile nu se obțin duhovnicește cu vederea ochilor pământești. Că viziunile nu se petrec în globul ocular, ci se petrec între raportul dintre minte și inimă, în lucrarea rugăciunii lui Iisus. Unde e rugăciunea lui Iisus aici? Să o căutăm. Iisus s-a apropiat de ei și atingându-i. Ei stăteau cu fața la pământ, dar se rugau înspăimântați. Și Iisus s-a atins de inima lor. Nu vine să scrie că neapărat de inimă, ci atingându-i. Nu-i gâdi la întalpă. Hai, dormiți, vă treziți. Nu-i gâdi la sub soară sau după ureche. De inimă! Iisus s-a atins de tronul lui, casa sufletului. Și atunci ei s-au sculat și aveau frică. Pentru că ei nu înțelegeau toate aceste taine. Dar când au deschis ochii cei pământești, care n-au nicio treabă, luminătorul sufletului este mintea, n-au văzut nimic decât numai pe Iisus singur. Și ceea ce vă spuneam eu, și Iisus le-a poruncit nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut. Deci vedeți cum începe și se sfârșește o minune? Astăzi, schimbarea la față este un videoclip divin, de moment, arătat celor trei apostoli, ce ar putea să vadă toată lumea dacă ar avea trăirea adevărată în Dumnezeu și de câte frumuseți ne-am putea bucura. Am colaborat cu prorocii, am colaborat cu sfinții, am colaborat cu îngerii, am colaborat cu Biserica Luptătoare și Biruitoare din Cer a mărturisitorilor, a martirilor, a mucenicilor. Nu suntem vrednici de aceasta, suntem prea mici, suntem prea împătimiți, suntem prea ortodoxi.
Adică atât de ortodox suntem, încât am pierdut aceste elemente esențiale și ne-am lamentat în ce? Ne-am lamentat în expresii, în definiții, în păreri, în contradicții, în sugestii, în tot felul de lucruri din acestea. Și ca să vedeți că minunile sunt și pentru păgâni, nu numai pentru ortodoxi, magilor li s-a arătat îngerul și le-a spus să meargă pe altă cale în țara lor. Beduinului care l-a omorât pe ucenicul lui Macarie s-a arătat și i-a înviat mortul. Altui păgâni s-a arătat și i-a spus du-te și vestește pe cutare. Deci, vedeți? Deci, minunile nu sunt pentru un singur fel de om. Minunile sunt pentru o singură categorie de oameni. Să o căutăm în fericiri. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci ce constatăm? Că apostolii erau curați cu inima. Ce constatăm? Că pe tabor nu poți urca decât curat cu inima. N-ajungi la rugăciunea minții sau la lumina taborică a lui Palama sau la lumina minții lui Simeon, nou teolog, până nu ești curat cu inima. Deci să nu încercăm să depășim cum ai vrea tu pe stradă cu trabantul să depășești acceleratul. Deci cam același lucru și noi. Să încercăm să luăm etapă cu etapă, pas cu pas, clipă cu clipă, iar metanoia noastră, transformarea din om pământesc în om duhovnicesc, să fie cu atâta precizie încât în final să aud glasul Tatălui, să văd lumina norului, să văd fața strălucitoare a lui Hristos ca soarele, pentru că a spus, nu vă înfricoșați. Eu sunt adevărul, calea și viața. Cel ce umblă în lumină știe unde merge. Deci iată ce frumos. Și iarăși spune, zice, luați jugul meu și povara mea, că ușoară este. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, deci iată ce ar mai trebui, și veți afla odihnă sufletelor voastre. Vrem trei colibe. Noi avem trei colibe. Una e în strană unde dormim, una e acasă unde păcătuim și una e la altar când ne împărtășim. Dar nu-i semnificativă, că acuși te împărtășești, iar te întorci în târlă. Deci nu-ți dorești taborul. Îți dorești să fii iar rău, să fii iar ambițios, să fii iar orgolios, să fii iar pământesc. Nu ai cum. Deci schimbarea vine dinăuntru spre în afară, iar lumina din tine izvorăște și te îmbracă în nor de mântuire.